Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, ne-am văzut de ceva zile, dar suntem aici și ne vom uita la ceva iluzii optice din Minecraft, pentru că am mai făcut chestia asta acum câteva luni aici și v-a plăcut episodul, poate vă place și acesta, băgați acolo un like, dați aici pe subscribe foarte, foarte rapid să nu ratați episoadele următoare. Și între timp, Sinner de 16 ani a revenit în studio și încă un lucru foarte important, vedeți că aveți opțiunea de 2K la acest videoclip, este primul meu videoclip în 2K pe gaming, o să testăm să vedem cum merge, cum se vede și așa mai departe, sper că apreciați, încercăm să mărim și calitatea, să fie pentru toată lumea bine, băgați acolo un like pentru chestia asta, hai să trecem la episod. Suntem pe o hartă specială în care avem cică 12 iluzii. Vedem câteva din ele prin spate. Practic nu ne dăm seama din hub, trebuie să dăm pe aceste butoane. Nici nu știu unde să dau prima dată, de unde să încep. Hai să vedem asta roșie, nu mai e niciuna roșie. Hai să dăm pe ea și să vedem prima iluzie. Deci trebuie să stăm aici și asta este prima iluzie. Treaba stă în felul următor. Ți se pare că e iluzie pentru că, vedeți voi acolo, nu se duce în jos, da? Practic se înțelege oarecum ce se întâmplă acolo. Dacă nu dai zoom, deci dacă nu dai zoom și te uiți așa, gen chiar pare o iluzie așa, gen bă frate, unde se duce brațul ăla. Dar dacă dăm zoom, vedem că se blochează acolo, mă rog, practic nu se blochează, se continuă cu partea din spate. Bă, foarte tare chestia asta și e așa, cum să zic, o combinație de două biomuri din Nether. Îmi place și vreau să scrieți la finalul episodului care a fost iluzia voastră preferată, să-mi dați minutul de la iluzia voastră preferată și o să vă zic și eu care este a mea preferată. Bă, la asta i-aș da un 7, nu e foarte wow, nu e foarte meh, i-aș da un 7, un simplu 7, mi se pare că e super, super ok. Impossible Cube, ia mă să vedem, cubul imposibil, bă mă lași, mă nu înțeleg nimic din asta, ești nebun, mi-a luat creierul foc, da, bă nu știu dacă să trișăm, o să dau la final zoom, nu o să mai dau zoom, pentru că dacă dai zoom practic trișezi, vedem acolo ceva, nu știu, navete, a intrat Star Wars pe Minecraft, ești nebun, da, zici că cubul ăsta, deci efectiv zici că cubul ăsta, așa e frate, efectiv care trece așa prin el, nu știu, e super mind-blowing, dar, dacă dăm zoom, o să vedem că sunt bannere, frate, efectiv, astea sunt bannere sau, nu știu exact ce sunt, dar par niște bannere, dacă vă uitați voi acolo, wow, efectiv, nu mă așteptam la chestia asta, chiar arată foarte, foarte realist, dacă te uiți atent, îți arată acolo că e un mic bug, o mică trecere, dar gen nu prea îți dai seama, ok, chiar nu prea îți dai seama, bă, mi-a plăcut asta, o să-i dau nota 9, la cubul ăla, chiar a fost șmecher cubul. Dual text, ia să vedem, mă, dual. Ok, dacă ne ducem pe partea cealaltă, deci acolo scria dual, ok? Și aici scrie text. Bă, ce tare, gen pe o parte scrie text
Și dacă ne ducem pe partea aia din nou, o să scrie dual. Practic a făcut-o astfel încât dacă tu uiți în perspective diferite, să scrie altceva. Dual. Bă, asta e tare. Asta e tare, nu te aștepta. Nu mi se pare extrem de greu, dar e interesantă chestia asta. O să-i dau un 7. Nu e wow, dar e interesant de văzut. Mamă, ce am văzut pe acolo. Mamă, câte avem de văzut. Da, și scrie aici text. Mă, v-am zis, nu e extraordinară chestia asta, dar îmi place ideea, o să-i dau 7. Ia să vedem portocaliu, The Penrose Steps. Mamă, ce frate asta. Ok, ia să schimbăm game mode-ul să nu mai vedem prin asta. Bă, ai zice că... Nu știu. Ce se întâmplă aici? Practic, dacă te uiți foarte aproape, îți dai seama. Dar dacă te uiți de la distanță, ți se pare că coboară. Deci, cum ne uităm din dreapta, la mijloc, o luăm așa frumos în stânga. Ia uite aici, frumos, așa, o luăm prin stânga. Și ai zice că aici ar coborâ. Dar, de fapt, e iluzia că nu coboară. Dar dacă ne ducem noi frumos mai în față, vedem că acolo e clar mai jos. Dar tare iluzia asta, vrei să te mint? I-aș da un 8. Îi dau un 8 la iluzia asta, îmi place așa cu portocaliu. Și portocaliu e o culoare foarte șmecheră. The Impossible Triangle. Ia să vedem, mă, imposibil. Hopa! Da, bă, ce tare, stai așa să mă pun perfect. Ce tare, deci zici că ai impresia că virgulă casa e pe blocul ăla mov. Dar eu vă asigur că nu e pe blocul ăla mov. Mamă, cât de tare arată asta. Wow, arată foarte tare. Dar am dat ceancurile puțin mai mici să nu ne mai deruteze alte construcții. Dar când colo, dacă te miști, vezi acolo că virgulă casa, cacofonia asta nebună. Casa nu e, nu are nicio treabă cu aia de jos, dar ai impresia că stă acolo. Bă, ce tare e asta. Bă, asta e gen super, super șmecheră. Deci, pe bune, că iluzia asta e super, super șmecheră. Îi dau nota 9. Chiar îmi place super mult. Și cred că și vouă o să vă placă. Și avem și un villager acolo care stă nemișcat. Asta e interesantă. Și dacă ne uităm atent, tot cu bannere este făcută. Sunt 100% sigur că tot cu bannere e făcută. Da, ai impresia că se bagă aia. Da, interesantă asta. I-aș da... Nu mă impresionează atât de mult. Parcă am văzut și mai bune. Dar o să-i dau nota 7. E interesantă ideea. Că practic intră toată chestia aia. Și vedem că chiar e tare. Nu știu ce se întâmplă acolo. Bă, aș vrea să mă duc să văd actually. A, și blocul ăsta și ai impresia că... Da, n-are nicio treabă. E tare făcută, dar dacă te apropii, gen, ți se duce farmecul. Practic, afli secretul. Mai avem 4 de astea, ia să vedem. The Mythical. Ia să vedem, mă, frate, ce e aici? The Mythical. Bă, ce se întâmplă aici? Că nu înțeleg. Da, nu prea înțeleg care e faza cu iluzia asta. Băi, eu nu mă prind, adică... Nu mi se pare că e ieșit ceva din comun, adică gen, na, mi se pare pur și simplu un pixel art, atât. Mi se pare că ceva a ieșit din comun, bă, poate nu-mi dau seama, nu știu, parcă am eu o perspectivă diferită, dar nu știu, dacă vă dați voi seama de iluzia asta, scrieți în comentarii, pentru că efectiv n-am nicio idee ce se întâmplă aici. Bă, sunt blocuri aruncate, așa, random, dar asta nu mă prind, chiar nu mă prind, poate are legătură cu ăsta albastre... Nu știu ce să zic, e ciudată construcția asta. The Strange Staircase, ia să vedem, mă, Strange Staircase. Ok. Nu prea îmi dau seama, adică... Bă, nu mi se pare așa wow, adică... Chiar nu mi se pare așa wow. Nu știu dacă să zic că e o iluzie sau nu. Dar nu mi se pare wow. Practic sunt niște scări care intră în alte scări... Și asta zici că e mai înaltă, da, nu mi se pare wow, asta o să-i dau 6, ok, o să-i dau 6, la aia de dinainte nici nu o să-i dau notă pentru că n-am înțeles-o. Hai să vedem, asta este și ultima, Two Way, a mai fost una acolo, dar n-am înțeles-o. Bă, frate, am prins câteva ciudate rău, nu știu, vezi că asta e tare, De ce e tare? Pentru că tu ai impresia că asta se duce în spate, dar actually se duce pe aici și iară sunt bannere și vedeți că aia clar se duce prin spate, dar ai impresia că se duce prin mijloc. Bă, asta e tare, mi-a plăcut. Cred că o să-i dau nota 10, nu, o să-i dau nota 9 și știu deja care e preferata mea și o să vă arăt imediat, dar e faină iluzia, chiar e în top 3. Aș putea să zic, la fel și aia cu cubul, la fel și aia a fost foarte, foarte tare, dar bă, e tare asta, vrei să te mint? Și dacă ne dăm noi game mode, că aș vrea să, da, uite, v-am zis că e cu,
E cu de-asta, mă, tot cu banner. Cred că sunt... Oh, sunt item frame-uri. Item frame-uri, actually. Și nu știu cum le face. Bă, e tare. E tare cum le face, cum le-a făcut. Și e interesant. Tot mă uit la asta să înțeleg care-i șmecheria. Da, nu mă prind. Bă, și o să zic că preferata mea este aceasta, frate. Nu știu, mie îmi place. E destul de simplă. Bă, dar ai impresia că e acolo. Ai impresia că e acolo... și nu știu, îți dă așa un vibe super șmecher, plus că îmi place mov-ul, mov-ul e o culoare șmecheră. Și e tare cum a făcut casa asta. N-am văzut niciodată o casă de villager cu d-astea din Nether. Nici voi nu cred că ați văzut până acum. Copacul ăla pus acolo, ciudat, villagerul. Bă, asta îmi place, asta e preferata mea, deci chiar pentru asta. Față de ce am văzut, o să zic că e un 9.50 spre 10. Nu e așa 10, dar e un 9.50 clar. Și este cea mai bună din acest episod. Scrieți-mi în comentarii care este preferata voastră. Mulțumesc frumos că v-ați uitat la acest videoclip. Găsiți aici încă un videoclip la care să vă uitați. Vă mulțumesc frumos pentru vizualizare. Să aveți o zi faină în continuare. V-am pupat!